Salut și bine v-am găsit la un nou joc pe canal, să se numește Identity V și e vorba de un joc ca și Dead by Daylight 2, doar că e pe telefoanele mobile. Și asta m-a impresionat, pentru că să faci un joc de genul ăsta pe telefon e ceva. Și am văzut că se joacă peste 1 milion de oameni, ceea ce m-a surprins total. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place și dacă vreți să mai facem poate și alte episoade. Iar astăzi o să jucăm cu Hunter-ul, adică cu criminalul din, cum e Dead by Daylight, criminalul, aici este Hunter-ul. Meciul îți găsește aproape instant, după cum observați, adică nici măcar nu trebuie să te chinui, îi dai aici prepare. Ăsta este killerul meu, așteptăm să se conecteze și băieții, îi dăm pe ready. Eu mă joc de pe telefon acum, apropo, nu mă joc de pe emulator. Pe emulator am încercat să mă joc, doar că problema era că era destul de dificil controlul. Nu știu, era așa puțin laggy controlul, așa că ne jucăm de pe telefon, nu e nicio problemă, vedeți și voi, intră instant în joc. Nu stai să facă loading-uri, nu stai să facă nimic. Și cred că vă este deja cunoscut scena asta, corect? Adică, frate, poate să arate mai mult ca Dead by Daylight decât atât? Uitați-vă și voi cum arată. Fix ca Dead by Daylight. Acum, nu vă luați neapărat pe grafică, pentru că gândiți-vă că acest joc rulează pe un telefon mobil. Adică trebuie să luați asta în considerare înainte să-l judecați, știi, ca și grafică. Dar, ia uite, cineva a ratat generatorul. Vino încoace, prietene, vino încoace. Încerc să-l prind pe băiatul ăsta. Mai face cineva un generator mai încolo. Ia că... No! E destul de greu controlul, frate, pe telefon. Adică trebuie să un bloc mai pe ecran. Înțelegeți și voi. Hai că i-am dat o bucată. Unde s-a dus, mă, nebunul? Că vezi pe jos urme de sânge. Uite, vezi? Pe aici s-a dus. Că observi urmele de sânge pe jos și îți dai seama exact unde s-a dus. Cineva tot ratează un generator. Mă uit după urme, pe jos, uite-l. Gata, prietene, venim după tine. Venim după tine să te mâncăm. Păi ce ai făcut, nenicu? Cineva e aici la generatorul ăsta? Ia. Păi mi-a dat paletă de aia în față. Bă, deci până și animația de la asta e la fel ca în Dead by Daylight. Bă, da, toată lumea e pe aici, pe lângă mine. What the fuck? Vreau să prind și eu pe cineva, măcar. E greuț, dar încerc. Ok. Îmi se dau o bucată lui ăsta. Aici am prins o bucată tipului ăla. Și acum mergem la ăștia alți care fac generatorul ăsta aici. Bine, nu se cheamă generator, în jocul ăsta se cheamă cipher. Pentru că practic încearcă să găsească o fel de parolă ceva. Toți au paleți de ăștia, uitați-vă și voi. Sunt foarte mulți paleți de genul în joc. Și altfel n-ar avea cum să scape, știi, survivorii, practic. Și na, ar fi cam aiurea pentru ei. Pentru că tu ca și killer ești mult mai rapid decât ei. Clar. Bă, what the fuck, ăla a trecut prin pereți. Ia. Prietene, vină încoace. Ăsta poate să treacă prin astea, cumva. Eu nu pot. Ia. A venit doctorița. Doctorițo, vină încoace la mine. Vină să-ți arăt ce înseamnă să fii doctor. Ia uite, vină încoace. O să dai și tu paleta aia? N-a dat-o, dar n-am riscat. O bucată după cap. Mă duc la ăla de la... Ia stai, vreau să prind și eu pe cineva. Clar. Dar vreau să nu-l las pe ăsta să dea generatorul. Ah, l-a dat, cred că. Dă-i, mă. Bă, ce iurea. Aproape au dat generatorul ăla. Cu cât scoate sunete mai puternice, cu atât înseamnă că aproape l-au dat. Au un singur generator dat, momentan. Gata, l-am dat pe jos pe băiat. Păi până când crezi tu că te joci așa, a? Ia vină tu încoace, hop, îl luăm în brățică și hai să vă arăt cum arată hucurile. Bine, în afară de faptul că le iei cu baloanele pe sus, mi se pare destul de amuzant. El acum încearcă să, vedeți că mă bag în pereți, ca să nu pot eu să-l bag pe hook. Dar așa arată hook-ul, ceva de genul ăsta, legi de scaunul cu explozibil. O să-i pun aici și un decoy, ca să pot să mă teleportez la el dacă am nevoie. Și ne ducem după ceilalți. Ia să vedem dacă îi găsim pe băieți. O să-mi pun părcul meu de ascultare. Să văd... cineva e la... Bă, cineva e la generatorul de aici, glumești? Ăsta... Nu l-am văzut. Ok, i-am dat una. Perfect. Unul din ei e... Doar unul din ei e prins, știi? Dar pe cine avem noi aici? Bă, dar vină mă încoace. Amândoi fug de mine, uite-te la ei. Frate, dar nu înțeleg cum de nu-i nimeresc.
Este și puțin lag pe server, vă imaginați. Dar, na, vreau să-l prim pe ăsta. Nu știu de ce, dar mi-am pus eu gândul așa. Gata, prietene, stai aici. Perfect. Așa, ia să mergem așa. Îl luăm, punem baloane. Și hai să găsim următoarea zonă în care îl putem pune. Zona asta de aici, văd. De aici o să-l punem. Unul din ei a murit deja, deci ok. Suntem în regulă. Și hai să vedem unde sunt ceilalți. Ne punem parcul de ascultare. Să ne uităm să vedem pe unde sunt băieții. Unul s-a dus la generatorul ăla acolo. E ok, nu e cheat ăsta. Asta e parcul killerului, știi? Sunt mai mulți killer și asta are el ca și parc. Bineînțeles că ești foarte încet în momentul în care asculți. Dar unde fugiți, mă, băieți, mă? Veniți încoace, bine, că sunt fete, de fapt. Ai mai mulți killer, mai mult. O să vă arăt după asta în meniu, să vedeți. Oh, de ce am ratat-o? Vino încoace, vino încoace tu, reau. De ce ești rea tu? Gata, mamă, ce bucată i-a dat, s-a dus pe jos. Wow. Ok, sper să am un hook pe aici. Eu îi zic hook, că mă sunt obișnuit cu Dead by Daylight-ul foarte tare. Dar de fapt un scaun trebuie să am pentru ea, un scaunel. Vino să-ți dau scaunelul care ți se cuvine. Sper că nu scapă, nu? Poate să scape dacă se zbate. Dar hai că am pus-o și pe ea pe scaunel. Fain, frumos, perfect. Și mergem la următorul. Bă, aici... Cream că e cineva aici. Bun, hai să ascultăm. Hai să ascultăm, doi sunt morți. Mai am doar unul care e... Care ar fi în viață. Aaa, ce faci, domnul, acolo? Ce faci, nenicu? Ia la el. A greșit generatorul. L-a greșit, că așa ți apare când îl greșește. Trebuie să văd că a plecat de acolo, de curiozitate. Da, a plecat, e sperios. A văzut că l-a greșit și a fugit. Ia vină încoace. Ia vină tu încoace. Vină încoace tu la tăticul tău. Gata, păi până când crezi că faci tu de-astea cu noi? Hop și așa. Bă, jocul e gratis, adică nu e vreun videoclip sponsorizat sau ceva de genul ăsta. Pur și simplu un joc care, pe care l-am găsit pe Play Store, mi-a plăcut foarte mult și am vrut să fac un episod, adică nu. Dacă mai aveți și alte sugestii de jocuri pe care să le jucăm, scrieți în comentarii. Dar asta chiar mi se pare că lumea a făcut. Adică chiar mi se pare că lumea a făcut. Și ia uitați-vă și voi ce îi se întâmplă. Woohoo! Papa, la revedere! Iar killerul a câștigat. Am reușit să-i omorâm pe toți, ceea ce e foarte tare. Am reușit să-i anihilăm pe toți. Flawless win. După cum vedeți, continue. Ia uite, ia uite, mă, ce le-am făcut la nebuni. Super tare, frate. Continue. Așa, o grămadă de puncte aici. O să trec și prin chestiile celelalte. Și în episodul următor, dacă vă place episodul ăsta, dacă văd peste 7000 de like-uri la episodul ăsta, o să jucăm data viitoare cu Survivor-ul. Și vom... vom juca să vă arăt cum e și pe partea cu Survivor-ul. Aici dacă te duci, ăsta practic e meniu, tipul ăsta e meniu. Așa, e un pic ciudat că e meniu, dar așa accesezi meniu. Ăsta este, aici îți iei iteme. Da, aici îți iei iteme, dai trade-uri, dai nu știu ce. După asta, iau și un fel de battle pass ca în Fortnite, unde poți să găsești, nu să găsești, dar să colectezi diferite iteme. Dar nu mai știu exact cum să-l accesez. Astea de aici sunt caracterele. Ăștia sunt supraviețuitorii. Poți, ai diferite perk-uri la fiecare în parte. Așa, uite, dacă vrei precise aim, steel wheel, alea sunt chestiile pe care le poate face personajul respectiv. Și nu știu exact cum mă duc. Uite, aici mă duc la hunter și ăștia sunt hunterii, uitați. Ăsta e cel care am jucat noi astăzi. L-avem pe ăsta care e un fel de clown, ăsta care e un fel de cerb, ceva, habar n-am ce e. Ăsta zici că e un fel de... Țin minte ce era asta, dar nu mai țin minte, nu, am uitat acum numele. Mamă, ce mâini are, cu ce ghiare. Iar ăsta e o bestie a naturii, abar n-am ce e. Zici că, e un păianjen, frate. E un păianjen, păi să-l vezi pe ăsta pe nivel, faci pe tine direct, adică pe bune? Nu, o să fie prea de tot dacă să ne jucăm cu ăla. Vezi că acolo jos este și un chat unde poți să vorbești cu prietenii tăi sau să vorbești cu oameni la întâmplare. Iar aici pe... ăsta este, mă, Battle Pass-ul. Deci observați și voi cât am avansat eu din Battle Pass, cum ar veni. Sau ce puțin cred că e, dar văd că îmi dă iteme și îmi dă chestii. Deci vedeți și voi. Bam, 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 bam. Uite așa, te duci. Eu am ajuns aici și pot să-i dau asta, dar nu mai am de alea ca să pot să mai avansez. Iar ăsta, pot să deschizi ceva chesturi. Hai să dăm open all să le deschidem. Ceva chesturi, abar n-am ce sunt. Ia, ce mi-a picat aici?
Portrait Cute Gamekeeper. Mi-a picat un avatar ca să-mi pun la caracter. Și specific description graffiti. Un graffiti pe care să-l pun prin nivel. Asta bine dacă îți dorești tu să le deschizi. Acum eu n-am să bag 500 de bani în joc sau ceva de genul ăsta, că n-am de ce. Și nu vă sfătuiesc nici pe voi să o faceți neapărat. Dar e un joc tare. Adică personal mie chiar mi-a plăcut. Da, e un joc de telefon, dar asta nu-l face cu nimic mai prejos. Adică în momentul de față, ca să vă zic așa, jocurile de telefon au evoluat atât de tare încât uitați-vă și voi la ce s-a ajuns. S-a ajuns la Dead by Daylight pe telefon. Nu e făcut de tipii care au făcut Dead by Daylight-ul original, dar e făcut de niște tipi care, sincer să vă zic, l-au făcut aproape la fel de bine. Când porniți jocul o să aveți un fel de tutorial mare în care o să intrați. Tutorialul ăla o să vă învețe o grămadă de chestii. Dacă voi știți să vă jucați deja, dați-i skip la tutorial. Nu stați pe tutorial că durează jumate de oră. Eu vă avertizez pentru că jumate de oră e destul de mult timp să petreci în tutorial. Și eu aproape mă plictisisem, aproape aveam de gând să-l închid. Dar mă bucur că n-am făcut-o și mă bucur că am jucat în continuare. Bun, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Iar noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!